Salutare și bine te-am găsit! Te felicit pentru decizia de a-ți aloca timp. Salutare și bine te-am găsit! Te felicit pentru decizia de a-ți aloca timp și de a asculta informațiile importante de pe acest material, în care vom vorbi de ce network marketingul este mai bun decât un job și câteva concepții greșite și mituri legate de network marketing, care fac ca oamenii să rateze oportunitățile oferite de acesta. Ar fi păcat să ratezi ceea ce îți poate oferi o afacere de network marketing doar pentru că nu cunoști suficient de bine ce îți poate oferi aceasta sau datorită unor percepții greșite legate de network marketing. E adevărat că există multe mituri legate de network marketing, multe exagerări, multe firme chiar neserioase de network marketing. De asemenea, au fost și sunt multe firme de network marketing care au fost ca niște comete, adică au apărut din senin, au strălucit un pic și au dispărut. Și mai sunt și firme de network marketing care nu livrează ceea ce susțin. Dar, hei, toate acestea se întâmplă la o scară poate chiar mai mare și în lumea afacerilor tradiționale. Nu-i așa? Sunt convins că vei afla lucruri noi și utile pentru tine și pentru viitorul tău dacă vei asculta cu mare atenție și vei lua foarte în serios ceea ce vei auzi în acest material. Mai mult, informațiile din acest material ar putea să îți revoluționeze viața, iar ceea ce spun nu sunt cuvinte mari sau exagerate, ci sunt realități întâmplate cu mii de oameni. Este posibil și ca tot ce afli în acest material să rămână doar o chestie de cultură generală pentru tine. Dar, sigur, tu vei decide și vei ști ce va reprezenta acest material pentru tine. Ceea ce vei auzi vine din studiul pe care l-am făcut mai bine de 20 de ani pe afaceri în general și afaceri de network marketing în special. O să amintesc mai încolo puțin despre experiența mea. Aș vrea să te provoc încă de la început la un joc de imaginație. Și te rog să faci acest exercițiu, întrucât este un exercițiu puternic, un exercițiu pentru lideri, care îți va fi util să înțelegi mai bine cele 10 motive pentru care network marketingul consider că e mai bun decât un job. Durează doar câteva minute și are doar puncte de imaginație. Poate ai mai făcut acest exercițiu odată sau de mai multe ori, sau poate niciodată. Important este să îl tratezi serios, indiferent dacă l-ai mai făcut sau nu. Ești pregătit? Mă pot baza pe tine? Dar tu te poți baza pe implicarea și sinceritatea ta? Ok, dacă da, hai să începem. 1. Imaginează-ți cum ar fi să faci ca lucrurile să se întâmple, să construiești un activ, astfel încât să câștigi lunar, datorită acestui activ, aceeași sumă de bani sau chiar de 3 ori mai mult decât suma pe care o câștigi acum la serviciu și asta fără însă să mai fi nevoit să mergi zi de zi la lucru de la un moment dat. Și astfel să fii liber, liber să faci ce vrei de-a lungul fiecarei zile și banii să îți vină în continuare. Cum ar arăta zilele tale pentru o astfel de ipostază? Tu cum te-ai simți? 2. Imaginează-ți să fii respectat și apreciat la adevărata ta valoare. Să preiei controlul vieții tale și să te bucuri de o viață autentică, în care să îți îndeplinești scopurile și visele și să treci peste problemele și provocările cu care eventual te confrunți. 3. Imaginează-ți cum ar fi să devii cineva și să aparții unei comunități de învingători care ajută și influențează în bine nu numai propria viață, ci și mii de vieți. Să poți schimba ce este de schimbat la tine și la ceilalți pentru a te bucura de bucuria fiecarei clipe a unei vieți împlinite. Să arăți lumii cine ești,
și cine poți fi cu adevărat, adică să arăți învingătorul din adâncul tău. Îți poți imagina toate aceste lucruri? Vestea excelentă este că poți să treci de la a-ți imagina la a deveni realitate pentru tine toate aceste lucruri plus încă multe altele. Și asta datorită unei afaceri de network marketing pe care o să o amintesc în acest material. De altfel, este singura afacere de network marketing pe care eu o știu, la care cele 10 motive pe care le amintesc în acest material le-am văzut concretizându-se în realitate. Cunosc oameni care s-au bucurat și savurează din plin toate beneficiile de care vorbesc în acest material, pardon, și le-am văzut evoluția și viața în cei 20 de ani în care am urmărit ce se întâmplă. Poate îți pui întrebarea dacă merită să folosești network marketingul ca mijloc pentru a-ți îmbunătăți viața și pentru realizarea scopurilor și viselor tale. Răspunsul este un da mare și hotărât. Da, merită. Este nevoie însă să-ți acorzi timpul necesar să aduni informațiile corecte, astfel încât să ajungi singur la aceste concluzii. Un pic acum din istoria mea, primul contact cu network marketingul l-am avut prin anii 1993-1994, când exista o firmă de asigurări care se dezvolta pe principiul network marketingului. Acea firmă s-a prăbușit, dar nu datorită sistemului de funcționare, ci datorită unor parteneriate păguboase pentru companie, în special cu compania Safi, care era un fond de investiții. Atunci, în acea perioadă, am realizat forța a ceea ce înseamnă network marketingul, întrucât am văzut viteza cu care s-a dezvoltat societatea de asigurări, însă, în același timp, am văzut și riscurile generate de faptul că, practic, oricine poate să construiască o afacere de tip rețea. Sigur, faptul că oricine poate să construiască o afacere de network marketing este cel mai mare dezavantaj, dar în același timp este și cel mai mare avantaj prin faptul că nu ești limitat și că oricine are șansa lui sau a ei. De atunci am stat oarecum deoparte de tot ce înseamnă network marketing și ani la rândul orice propunere care includea network marketingul o refuzam. Apoi prin anul 2001 am luat contact cu combinația unică a unei firme de marketing pe care nu o să o numesc aici, formată dintr-o firmă de marketing, dintr-o firmă de logistică, o firmă de consultanță și o echipă de experți. De atunci, aproape 20 de ani am studiat cu mare atenție ce se întâmplă în această industrie și ce se întâmplă cu această combinație unică și o să-ți prezint concluziile mele și o să vorbim despre cele 10 motive pentru care network marketingul este mai bun decât un job, în opinia mea. Hai să trecem în revistă cele 10 motive. 1. La un job, schimb timpul pentru bani. Îți recomand să urmărești filmul In Time ca să înțelegi mai bine această noțiune de a schimba timpul pentru bani. Atunci când schimbi timpul pentru bani, invariabil, când nu mai muncești, banii nu mai vin, indiferent cât de bun ești la locul de muncă, cât experiență ai, ce rezultate ai, cât de importantă a fost contribuția ta la bunul mers și dezvoltarea firmei sau cât de loial ai fost firmei. În timp, indiferent cât și cum ai lucrat pentru o companie, când se termină munca, adică când nu mai lucrezi pentru o companie, se termină și veniturile de la acea companie. E trist că, indiferent cât ai lucrat pentru acea companie sau ce ai făcut pentru acea companie, câte contribuții ai avut, câte sacrificii ai făcut pentru acea companie, la un moment dat colaborarea ta să se încheie cu acea companie, și tu să nu mai rămâi cu niciun venit. Trist, dar adevărat. Se termină munca, se termină banii.
Am văzut adevărată tragedie emoțională ale unor oameni care și-au sacrificat timpul, relațiile, familia, sănătatea, viața însăși pentru binele și bunul mers al unei companii și care atunci când au ajuns la o anumită vârstă sau la un anume moment când compania nu a mai avut nevoie de ei, pur și simplu să se trezească pe drumul, fără orizont, fără perspective, fără nimic care să rămână în urmă pentru ei și pentru familia lor. Și cu cât aveau o funcție mai înaltă, cu atât tragediile au fost mai mari. Nu e ușor să te trezești și să constați că tu ai dat totul și ai rămas cu aproape nimic în comparație cu ce ai dat. În network marketing nu e deloc așa. Nu există un moment în care să nu mai fie nevoie de tine. Nu există un moment al pensionării. Nu există un moment al restructurărilor. Nu există un moment în care să te trezești brusc de pe o zi pe alta fără nimic. Mai mult, dacă construiești bine, și banii vin în continuare fără probleme. 2. În network marketing poți obține un venit fără să mai fie necesar să mergi 8 ore zilnic la serviciu. La un job trebuie să lucrezi o viață întreagă, zi de zi, 8 ore pe zi, până ieși la pensie. În network marketing poți să lucrezi part-time când decizi, iar după un anumit nivel realizat și atins, venitul din network marketing poate fi mult, mult mai mare decât venitul tău de la serviciu la care trebuie să mergi zilnic 8 ore. Imaginează-ți cum ar fi să zicem în 2-5 ani să ai un venit lunar triplu decât cel care l-ai acum la locul de muncă, fără însă să mai fii nevoit să mergi zi de zi 8 ore la serviciu. Și asta se întâmplă pentru că tipul de venit pentru care lucrezi în network marketing este diferit de tipul de venit pentru care lucrezi la un job. Pentru a înțelege mai bine această diferență, îți recomand să citești două cărți: Conducta de milioane, scrisă de Burt Hedge, și Cadranul banilor, scris de Robert Kiyosaki. De asemenea, îți recomand să participi la seminariile noastre, unde abordăm aceste diferențe și unde abordăm concepte de genul venit pasiv, independență financiară, venit din active și alte noțiuni interesante ca să înțelegi mai bine ce schimbări să faci în activitatea și viața ta pentru a te bucura de o viață de calitate premium și chiar mai mult. 3. La un job, ca să avansezi, trebuie să iei locul altora, să dai pe alții la o parte, pentru că o singură persoană poate să fie pe un post. În network marketing însă e cu totul diferit. Ca să avansezi, trebuie să sprijini pe alții și nu există pe nicio poziție un singur loc. De fapt, nu există nici măcar locuri limitate. Cine face munca și merită un anumit loc, îl obține și punct. În plus, la job, de obicei, sunt puțini cei care sunt bucuroși dacă tu înaintezi în carieră și devii șef, poate chiar șeful lor. În network marketing, toată lumea te susține și toată lumea vrea să-i depășești, să fii mai bun decât ei. Și asta datorită modului în care este conceput planul de carieră în network marketing. Beat Midler este o cântăreață, actriță și comediană americană. De-a lungul carierei a câștigat 4 premii Grammy, 4 globuri de aur, 3 premii Emmy și un premiu Tony, fiind de 2 ori nominalizată la premiile Oscar. La un moment dat a fost întrebată: care este cea mai dificilă parte atunci când ai succes? Iar răspunsul ei a fost: să găsești pe cineva care se bucură sincer pentru tine. Și asta se întâmplă în network marketing. Sunt mulți oameni care se bucură sincer pentru fiecare reușită pe care tu o ai. 4. La un job, veniturile sunt limitate în cuantum. Este o grilă de salarii peste care nu poți trece.
Ai doar niște marje, dar nu poți ieși din grila de salarizare a unei companii. Doar în unele cazuri speciale, dar și atunci tot într-o valoare limitată. La job, indiferent cât de mult muncești și chiar dacă muncești mai mult decât cel de lângă tine, vei primi același salariu sau un salariu mărit, dar limitat într-o grilă de salarizare. În network marketing nu există limitări de acest gen. Cine muncește mai mult, primește mai mult. Iar diferențele în timp sunt semnificative și de foarte multe ori de-a dreptul spectaculoase. 5. La un job, aproape niciodată nu ești apreciat la adevărata ta valoare, pe când în network marketing și cea mai mică reușită îți este apreciată. Jobul oferă de cele mai multe ori un mediu negativ de probleme, invidii, pârfe, tensiuni. Network marketingul te pune într-un mediu pozitiv, care îți va oferi resursele informaționale, încurajarea necesară, sprijinul de care ai nevoie pentru a-ți îmbunătăți viața, pentru a-ți îndeplini scopurile și dorințele. De la o întâlnire de network marketing pleci de obicei încărcat pozitiv, pe când de la un loc de muncă de obicei pleci obosit și încărcat negativ. 6. La un job, alții îți stabilesc programul săptămânal sau chiar zilnic, alții îți stabilesc numărul de zile de concediu pe an și când poți să mergi în concediu. În network marketing, după un anumit nivel de stabilitate a veniturilor, tu hotărăști astfel de lucruri. Când să pleci în concediu, cât să stai în concediu, câte zile de concediu să ai pe an, cât să muncești pe zi. 7. În network marketing, tu alegi nivelul până la care să ajungi și credem că limita este cerul. Nu sunt cuvinte mari, ci realități, întrucât dacă atingi un nivel nemai atins de nimeni până acum în întreaga lume, se va putea crea încă un nivel pe care să îl atingi. Acum, uită-te puțin unde poți ajunge la jobul tău actual dacă ai avansa în carieră. Mai mult, uită-te la viața celor care sunt în vârful piramidei cariere pe care tu ți-o dorești și vei vedea astfel ce poți obține maxim de la drumul acesta, indiferent cât de bun ești, cât de mult ai lucra, câte contribuții ai aduce, câte sacrificii ai face. S-ar putea să nu-ți placă ce constați și dacă nu-ți place ce constați legat de ce se întâmplă cu viața celor aflați în respectiva poziție, de ce ai mai investi ani de muncă, efort, sacrificii să ajungi într-o poziție și un punct care să nu îți ofere ceea ce tu îți dorești? 8. La un job, venitul tău se bazează numai pe tine, în timp ce în network marketing venitul tău se bazează pe tine și echipa ta. Din această perspectivă, venitul din network marketing este mai sigur decât venitul dintr-un job. Dacă te pregătești și investești tot atâta timp și efort cât ai investit pentru un job, sunt convins că network marketingul îți va aduce un venit mult mai sigur decât un job. La un loc de muncă, poți rămâne fără un job. În momentul în care ai cetat jobul, încetează să vină și banii, pe când în network marketing nu e așa, pentru că chiar dacă tu nu muncești dintr-un motiv sau altul, echipa pe care ai construit-o va munci în continuare. Astfel, venitul tău este mai în siguranță, întrucât nu depinde exclusiv de munca ta. Asta nu înseamnă că echipa ta, oamenii din echipa ta, sunt sclavii tăi care muncesc pentru tine. Asta înseamnă că tu ai investit suficient timp, efort, energie să construiești o echipă funcțională care să funcționeze și fără prezența ta. Fiecare membru al echipei având propriul interes și câștig. Cu alte cuvinte, ai construit un activ. 9.
În network marketing, din o zi, când nu mai trebuie să mergi zi de zi la lucru, venitul să-ți vină în continuare, zi în care, în cazul unui job, este doar ziua pensionării. Sunt oameni care au putut să-și părăsească joburile, să se bucure de timpul liber astfel câștigat, să-l petreacă cu familia, cu hobby-urile lor și toate acestea încă de tineri și nu la pensionare. Și asta se întâmplă datorită modului în care este gândit și construit network marketingul și are legătură cu motivul numărul 8, adică venitul tău nu depinde numai de munca ta, ci și de munca întregii tale echipe. Astfel, în ziua în care ai construit o echipă, un activ care se descurcă singură, tu poți fi liber, adică nu va mai trebui să mergi la lucru zi de zi. Bineînțeles, dacă îți dorești asta. Cunosc oameni sub 30 de ani care au renunțat la joburile lor clasice și se bucură de libertatea unui venit lunar semnificativ, fără a mai fi nevoit să meargă la un program de 8 ore zilnic și să suporte toate neajunsurile unui astfel de program. Îți poți imagina asta? Să nu mai trebuiască să mergi zi de zi la un loc de muncă, iar venitul tău lunar să fie chiar mai mare sau mult, mult mai mare decât salariul tău, indiferent cât de mare este acesta acum. 10. Ca angajat, toată viața vei avea un șef mai bun sau mai rău, dar tot timpul vei avea unul. În network marketing ai linie de îndrumare, dar îndrumătorii tăi nu sunt șefii tăi. Practic, indiferent ce faci sau nu faci tu, îndrumătorii tăi nu pot să te dea afară sau să te sancționeze. Cel mult te pot neglija. De obicei, în network marketing nu va striga nimeni la tine, nu te va face nimeni să te simți prost, nu te va critica, dimpotrivă, te va susține, te va încuraja, te va aprecia. Sau dacă nu ai nevoie de nimic din toate acestea, atunci îți vor crea spațiul și cadrul ca tu să arăți de ce ești în stare. Și chiar dacă cineva s-ar comporta ca un șef cu oamenii lui în network marketing, curând acea persoană se va trezi singură, fără niciun om în echipă. Acestea au fost 10 din motivele pentru care personal consider că network marketingul este mai bun decât un job. În continuare, dăm voie să-ți spun cum poți beneficia în mod direct și imediat din urmărirea acestui material. Dorim să descoperim și să facem un top al motivelor pentru care oamenii ar îmbrățișa sau îmbrățișează network marketingul. De aceea, am avea nevoie de opinia ta cu privire la acest aspect, respectiv, care sunt în opinia ta top 3 motive pentru care oamenii ar îmbrățișa sau îmbrățișează network marketingul. Poți să reasculți materialul cu atenție dacă e nevoie și să faci un top 3 cu care sunt motivele cele mai importante în opinia ta din cele auzite, văzute pe acest material, pentru care network marketingul este mai bun decât un job. Drept mulțumire pentru această implicare a ta, o să-ți ofer gratuit cartea în format electronic, dezvoltare și evoluție personală în 30 de minute pe zi, dar și un voucher în valoare de 400 de lei pe care să-l folosești pentru participarea la oricare din trainingurile pe care le organizez. O să te rog să comunici top 3 motive care ți s-au părut ție mai bune, pentru care network marketingul este mai bun decât un job, persoane care ți-au oferit acest material și care îți va da și linkul de acces unde poți descărca instant cartea sau poți să-i comunici o adresă de e-mail pe care să îți trimită cartea. La sfârșitul studiului voi publica top 3 motive și vei avea acces și tu la ele. Și pentru că ne apropiem de sfârșitul acestui material, dăm voie să-ți ofer câteva statistici surprinzătoare despre network marketing reunite sub rubrica Știai că? Știai că una din 5 persoane care construiește activ o afacere de network marketing câștigă un venit anual în dolari format din 6 cifre
Adică de la 100 de mii de dolari anual în sus? Realizezi ce înseamnă acest lucru? Realizezi că ai putea fi și tu foarte bine una din aceste persoane? Industria de network marketing, deși pare o industrie mică, nu este deloc așa. Ea are rulaje mai mari decât suma rulajelor din total rulaje la nivel mondial, din industria muzicală, plus industria cinematografică, plus industria jocurilor video și plus chiar celebra ligă americană de fotbal. Toate la un loc? Nu știam nici eu, însă aceste statistici m-au uimit și pe mine. Și uimirea în ceea ce înseamnă network marketingul a continuat cu citirea unui articol interesant pe care l-am citit în celebra revistă Forbes, care tratează și prezintă într-un mod foarte serios că network marketingul este și a devenit o alternativă viabilă pentru sistemul de pensii, la care ar trebui să se gândească și să o ia în considerare tot mai mulți oameni. Wow, cât de departe a ajuns network marketingul ca opțiuni. Și din păcate, cât de puțină lume cunoaște forța network marketingului. Și dacă toate acestea nu au fost suficiente ca tu să nu mai stai pe gânduri, ci să ne întrebi care este acea rețea, acea afacere de network marketing care oferă toate aceste avantaje prezentate în acest material, o să mai punctez doar câteva lucruri legate de industria de network marketing. Am să mă refer la SUA, pentru că acolo s-au efectuat studiul pe care o să-l citez în continuare, din care rezultă lucruri care sunt la fel de surprinzătoare ca și celelalte statistici. Persoanele implicate în network marketing, citesc din acel studiu, au într-un procent mai mare, respectiv 58% venituri anuale de peste 50.000 de dolari, comparativ cu un procent de numai 50% din totalul populației care au venitul mai mare de 50.000 de dolari pe an. Cu alte cuvinte, sunt mai mulți, cu 8% cei care câștigă peste 50.000 de dolari anual din network marketing decât cei care câștigă peste 50.000 de dolari anual dintr-un job. De asemenea, educația medie a oamenilor implicați în network marketing este mai ridicată decât media americanilor. Astfel, 52% din totalul celor implicați în network marketing au studii superioare, comparativ cu un procent de numai 28% din totalul americanilor care au studii superioare. Cu alte cuvinte, numărul celor cu studii superioare implicați în network marketing este aproape dublu față de cel fără studii superioare. 99% din totalul celor implicați în network marketing au liceul terminat, comparativ cu un procent de numai 85% din totalul americanilor care au liceul terminat. Deși la nivel de liceu, cei implicați în network marketing sunt mai pregătiți. Toate aceste statistici și studii ne arată o față a network marketingului care încă nu este suficient cunoscută în țara noastră. Deși multă lume nu știe încă, sunt sute, mii de oameni care trăiesc o viață de calitate și chiar de lux datorită network marketingului. De altfel, cei mai apreciați experți și miliardari ai planetei apreciază și recomandă network marketingul ca vehicul pentru o viață de calitate. Experți și miliardari cum ar fi Richard Branson, Donald Trump, Bob Proctor, Robert Kiyosaki, John Maxwell, Jim Rohn, Henry Dent, Warren Buffett, Bill Gates și aș putea continua lista. Și ultima idee pe care o subliniez, acest material a rezultat în urma aproape 20 de ani de experiență de afaceri și de studiu a ceea ce înseamnă network marketingul și concluzionează de ce proiectul în combinația 3 plus 1, firmă de logistică, firmă de consultanță, echipă de îndrumare și tu însuți este cea mai bună alegere pentru tine, cel mai bun vehicul de network marketing pentru realizarea scopurilor tale, indiferent de ce crezi sau știi în acest moment. Însă, atenție mare!
Acest material și informațiile din acest material se referă la o singură rețea de network marketing. Sunt mii de rețele de network marketing, însă eu m-am referit la rețeaua pe care am studiat-o mai bine de 20 de ani. Într-unul din următoarele materiale am să abordez concepțiile greșite legate de network marketing, impactul lipsei de profesionalism al unora asupra imaginii network marketingului, dar și alte lucruri interesante care să aducă clarificări asupra oportunităților uriașe pe care le oferă industria de network marketing. În încheiere vreau să spun că evident și un job are avantaje față de network marketing, însă pe acestea le știi deja și nu avea rost să le amintesc aici. Cam acestea au fost cele 10 motive și argumentele pentru care eu consider că network marketingul este mai bun decât un job. Îți doresc mult succes în tot ceea ce faci și rămânem în contact.